Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fraților ascultători și surorilor ascultătoare, am o întrebare la care aș vrea să-mi dați răspuns acum pe loc. Să sunați la 0372069599. Cum e mai bine acum? Șofer de taxi sau șofer de Uber? Sau Bolt, mă rog, ride-sharing astea. A? Te apuci? Și faci să știi cum a bătut gândul. Cred că poți să strângi o grămadă de povești. Aș scrie o carte din poziția asta. Tu da, ai talentul ăsta. Da, aș scrie o carte, că vorbesc cu oamenii și spun povești. Dar vă zic de ce. Zilele trecute, în timpul emisiei, mă sună maica mea. Vreau să mă duc la biblioteca Academiei, zice, publicitate. Așa. Și zice, nu găsesc taxi. La compania mea de taxi, la care sun eu de obicei, în care sunt în baza lor de date, mai așa, nu găseam niciun taxi. Da, zice, aștept de jumătate de oră, nu găsesc niciun taxi. Te rog să-mi trimiți un Uber sau un Bolt. Și deschid aplicația și pentru o cursă care de obicei este... Asta se întâmpla la ora 8:30. Pentru o cursă care este... Adică ce să zic, mă, frate? De la Matei Ambrozie până la Biblioteca Națională, e o cursă de 15 lei. Toată lumea știe cât e de la Ambrozie. Bine, ok, o cursă de 15... din București nu știu. O cursă de 15 lei maximum era 48 de lei. Și i-am trimis femei, normal, i-am trimis mașină, doar da, nu era da, 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 știu. Și atunci întrebarea mea e, din moment ce la taxiuri e totuși tarif fix, nu? Că hai, se pune... Așa e, da. Da? Cum e mai bine acum, șofer de taxi sau șofer de Uber? Unde câștigi mai bine? Unde e mai confortabil? 0372069599 pentru cei care nu știu numărul. Așa. Și dacă e mai bine într-o parte, în mod evident, oricare ar fi aia, că nu mă interesează care. De ce mai sunt în partea cealaltă? Da? Adică pentru șoferii de taxi, fraților care aveți căscuță și șoferii de Uber, sunați-ne și spuneți-ne. Că eu sunt convins că sunt oameni care le-au încercat pe amândouă. Și știu unde este mai confortabil, unde este mai confenabil. Poate chiar le fac pe amândouă în același timp. Rareș, bună dimineața! Salut, Rareș! Da, bună dimineața, vă salut! Taxi sau de ăsta la altul? Taxi, clar. Ok, taxi. De ce? Pentru că e mult mai rentabil și, vă spun sincer, din punctul meu de vedere, ride-sharing-ul care a pornit ca ride-sharing nu e Uber, Bolt, ride-sharing-ul este ilegal. Nu, stai puțin, dincolo de chestiunea de legalitate. Stai așa, zici că este mai rentabil să faci taxi. De ce, da, domne, că ăilalți au posibilitatea să facă aia, fee surge, adică să fie mai scumpi când e cerere mare? La taxi nu se întâmplă. Da, pentru că sunt comisioanele foarte mari, iar la momentul actual, prin folosirea acestor servicii, vă spun sincer, vindem 100 de lei cu 75 de lei. Nu pentru înțeleg. Că 25% din acei bani se duc comisioane la Uber și Bolt, pe care nu știu dacă se plătesc taxe. Ok. Tu ești taximetrist, ai mașina ta sau e mașina de la firmă? Am mașina mea, fac taxi, de exemplu, săptămâna trecută, vineri, am făcut și ride sharing la încasări de 900 de lei, am rămas cu 470 de lei. Și la taxi cu cât rămâi la 900 de lei? Undeva la 700. Aha. Ok, dar știi că am cunoscut un taximetrist odată, că vorbesc cu toată lumea, știți, care mi-a zis că, deci omul făcea taxi, așa, dar avea și 5 mașini cu care făcea ride-sharing de ăsta. Cu era șofer. Patron. Da, era și patron, da. Uh-huh. Și făcea ride-sharing. Mă rog. Hai să vorbim și cu Adrian. Neața. Salut. Alo, bună ziua. Salut. Taxi sau ride-sharing? Ride sharing și fac part-time. Da. Am servici. Acum sunt la treabă cu ride sharing-ul până la ora 9, uh-huh, după care ies din nou ora 18 până la ora 20-21. Jobul tău este... E altul decât cel da, legat de transport. 8 ore și după este 8 ore. Altul job. Am spus că fac part-time, am un contract de 4 ore, pentru care plătesc încă o dată impozit, plătesc CAS-ul, plătesc șomaș, plătesc sănătate. Da, plătesc ai auzit ce a zis colegul taximetrist? Că e mai rentabil să fii șofer de taxi, că nu plătești comisioane atât de mari. Păi da, dar el fiind part-time, probabil că nu-și permite să facă 8 ore taxi. Găsești un partener. Am zis da, bine. Nu vreau să fac 8 ore taxi, pentru că nu e scopul vieții mele. Eu fac lucrul ăsta pentru un venit suplimentar. Am înțeles, Adrian. Mulțumim. În Brăila am mers cu un șofer de ride-sharing. Na, nici nu știam dacă
ce numere sunt de taxi în Brăila și am chemat de pe Uber ceva. A venit un domn comisar de poliție, pensionar, super simpatic, mi-a zis că face asta ca să nu stea acasă. La Constanța am mers cu Anti... Se plictisea acasă și am pleca, și eu zice, la Ghimba cu mașina, asta. E liniște. Când am fost la Nevârsia, am mers cu ofițer de la antidrog. Bă, foarte, da, foarte bine. Urai ceringul. Romeo, bună dimineața. Bună, Romeo. Salut, Romeo. Alo, bună dimineața, mă auziți? Da, te rog. Alo. Da, da. Eu mă sunt Timișoara și fac taxi. Da. De ce mai bine taxi? Pentru că la taxi ai o asigurare, ai o ce să ia, pentru că sunt la putere și puteți toate taxele posibile. Și mă garantez eu că dacă cei de la Uber plătesc același taxi cum plătesc eu, în 5 minute nu mai e pe stradă. Pentru că v-am spus, atâta timp când ție cineva din suma ar fi 20%, și mai puțin în statul lângă 40%, nu prea rămâi cu nimic. Și atunci de ce șoferii de la Uber rămân la Uber și nu... Că ați văzut, oamenii spun că este mai rentabil să fii șofer de taxi, să câștigă mai bine. Da, de exemplu... Ai și asigurări? Nu am nimica cu cei de la Uber, de exemplu, da? Da. Că noi nu asta o problemă că fac Uber, dar nu zicăm toți după aceeași melodie, aia e problema. Deci, în momentul în care eu dau, la mine am un bon care scrie așa, cursa fără ceas, nu se ia chită. Da? Stai o secundă, stai puțin. Eu te întreb următorul lucru. Toți șoferii de taxi care intră, eu nu iau apărarea niciunui sistem. Eu sunt client, iau și una și alta, nu mă interesează. Dar toți șoferii de taxi care au intrat până acum, inclusiv tu, spui că este mai convenabil să fii taximetrist, că ai alte asigurări, ai alt regim și câștigi mai bine. Și atunci de ce fac ăia Uber? Nu înțeleg. Sau Bolt? Nu e la îndemână oricui. Pentru că ei nu plătesc taxe și n-ai cum să ai o cursă, de exemplu, să ai cursă dinamică. La noi este foarte clar cât e prețul pe kilometru. Nu, dar stai puțin, Romeo. În continuare, ca să faci taximetrie, ai nevoie de licență, corect? Da, asta e primul impediment, Vlad. Că dacă vrei să faci ride-sharing, poți să fac și eu și tu. Ne apucăm de mine și facem ride-sharing, nu trebuie nici. Și tu, ca șofer de ride-sharing, trebuie să faci niște cursuri și să ții Da, ok, dar e o chestie formală, adică e foarte ușor de trecut. Da, fac, dar singura, vă spun sincer, singura instituție a statului care nu-și face datoria ca lumea este ITM-ul, da? Că nu poți să ai contract 2 ore și tu stai pe stradă 12 ore. Ați înțeles? Cam asta e ideea. Am înțeles. Cei care au un job stabil, da, care lucrează într-o fabrică și fac și ride-sharing, după aia e ok. Dar cei care fac ride-sharing 12 ore pe zi, iau contract de 2 ore pe zi, aici nu e în regulă. Am înțeles. Bun, mulțumim foarte frumos pentru telefon, trăgând linie și adunând. Mi se pare că rezultatul acestei discuții este că e mai convenabil să fii șofer de taxi, este mai câștigi mai bine, ai și altă protecție, inclusiv legală, și prin faptul că trebuie să fii licențiat, e și o profesie în care nu se intră de ușor. Deci e și protejat din punctul ăsta de vedere. Adică nu oricine poate să devină taximetrist, îți trebuie o licență, îți trebuie ceva. Doar că lor le-au scăzut veniturile de pe urma apariției acestor companii de ride-sharing, au scăzut comenzile. Păi omul spune că câștigă mai bine decât baristul. Câștigă mai bine net dintr-o sumă brută, că dă mai puțin bani, dar față de, dacă îl întrebai cum câștiga în urmă cu 5 ani înainte să apară companiile de ride-sharing, câștiga net trebuie mai trebuie să bine. Facem discuția asta odată și să întrebăm direct cât se câștigă într-o lună cu muncă de 8 ore pe zi pe șosea, ca să facem o comparație, să luăm ride-sharingiști și taximetriști. Da. Apropo de câștiguri, în perioada asta, în noiembrie, poți să câștigi un plin de benzină dacă ești șofer de taxi, de ride-sharing sau de orice. Da. Sau să-ți achităm cursa dacă ești client într-o astfel de cursă, de exemplu, la ora asta. Dar stai puțin că spui plin de benzină, motorină, GPL sau plin de curent? Plin de curent. Toate plinurile posibile. Orice plin, nu e nicio problemă, pentru că l-acoperim noi. Dacă mergi cu calul, ai plin de fân? S-ar putea să fie mai scump. Nu știu cât e fânul acum. Câte litru de fân? Cât consumă calul la 100 de kilometri? Da. Dacă sunteți într-un taxi, ride-sharing și așa mai departe, dați-ne mesaje pe WhatsApp 0728-3132 și faceți un filmuleț acolo, în care să vă apăreți voi, șoferul care vă conduce și să demonstrați că ascultați Europa FM. Iar noi vă sunăm înapoi și vă facem plinul de benzină pentru șofer și vă plătim cursa dacă sunteți client. Și uite, mi-a scris un patron de ride-sharing. Așa. Am terminat cu asta, nu? Așa. Pot să vă spun? Vă rog. La 8 ore pe zi,
face încasări de 100 de milioane zi pe astea noi, 10.000 de lei. Deci 10.000 de lei pe lună la 8 ore pe zi. Brut, adică încasări, din care scazi gaz, ce mai de plată. Eu am satisfăcut curiozitatea lui Vlad. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.